În această perioadă, buzenii și toți conducătorii auto care circulă frecvent pe segmentul de șosea între pasajul Nehoiu și Hanului Țintă vor circula pe o singură bandă în regim de șantier. De astăzi au început lucrările de reglementare a circulației rutiere pe segmentul de drum dintre pasajul Nehoiu și giratorul de la Hanului Țintă. Ștergerea vechilor marcaje de pe carosabil se face prin hidrosablare, o metodă pe cât de eficientă, pe atât de nedăunătoare pentru covorul asfaltic. Așa cum am promis încă de săptămâna trecută, ne-am organizat, începând cu dimineața aceasta, să facem lucrările de hidrosablare, de scoatere a marcajului existent și pregătirea pentru noul marcaj, premergător instalării parapetului New Jersey pe cei 2 km. Circulația se va desfășura pe 2+1 benzi separate de parapet de tip New Jersey, vor fi modificate marcajele și indicatoarele rutiere, iar viteza de deplasare va fi limitată la 60 de km la oră. Sperăm ca până la sfârșitul săptămânii să finalizăm cu hidrosablarea și cu marcajul rutier, după care într-o săptămână jumate să finalizăm și montarea parapetului New Jersey. Cam de săptămâna viitoare să începem montarea parapetului New Jersey. Pe acest tronson, luna aceasta s-au produs două tragedii. Doi tineri, soț și soție, de 27, respectiv 23 de ani, și-au pierdut viața într-un accident produs în data de 3 august. O săptămână mai târziu, un taximetrist în vârstă de 50 de ani a decedat în urma unui accident produs în aceeași zonă. Ambele evenimente tragice au avut loc pe fondul pătrunderii pe contrasens.